Suntem în Evrei, capitolul 8, începem să citim cu versetul 10. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu va mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând Domnul. Voi ați mâncat, voi încă sunteți în post, hai să mai încercăm. Și nu va mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele său zicând Domnul. Căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Amin. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Amin spune celui de lângă tine, în timp ce ocup locul, sunt iertat. Sunt iertat. Asta e cea mai bună veste pe ziua de astăzi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru, pentru tot ce s-a întâmplat până acum. Suntem în septembrie, ne bucurăm de cele 21 de zile de, de post și de rugăciune. Este cineva care se bucură aici? A fost o săptămână minunată, o săptămână glorioasă, deosebită, plină de har. Vrem să-l slăvim pe Dumnezeu pentru tot ce face, tot ce lucrează. Cei care aveți brățările negre, adică ați fost aici, Dumnezeu să vă binecuvinteze, cei care n-ați ajuns, n-ați reușit, astăzi ușa încă este deschisă de la ora 8, vom fi aici împreună să-l lăudăm pe Domnul, dar întrebarea este cum merge postul. Unii mai trage așa la față. Da. Mai ales cafengii mei. Unde sunt cafengii mei? Pe ăștia vreau să-i văd cel mai. <laughs> N-am auzit vorbind soata despre mâncare în viața mea. Toata. Și întrebările cele mai ciudate. Da, cafeaua este vegetală. De ce nu putem să o <laughs> Nu, Și marijuana e la fel. Nu? nu. Mi se pare că ea cu cafeaua au făcut cum au făcut un, un puști la un picnic. Au organizat biserica un picnic în oraș. Și a invitat pe toți vecinii, pe toți care erau acolo și au pus mâncare pe mese și pastorul merge în capul mesei și pune o ladă de mere frumos pălate, arătau foarte bine și pune un bilet acolo. Ia câte unul. Ai grijă, Dumnezeu veghează. Și un copil a venit cu un platou de prăjituri și când a văzut ăla cu mere, s-a dus la capătul celălalt al mesei și l-a pus și a pus un bilet așa: Ia câte vrei, Dumnezeu veghează merele. Unii cu cafea așa se făcă, nu? Dumnezeu vechează carnea, eu cafea am măcar una dimineață, nu? Domnul să vă binecuvinteze. Dacă n-ați reușit, nu e nicio problemă. Bine ați venit în Clubul Muritorilor. Ideea de bază este să nu te oprești. Da? Că diavolul vrea să te oprești. Vai, ia, uite că am mâncat ce nu trebuia și gata, nu mai. Nu, nu, nu. Ideea este să continui, da? Și să experimentezi și să îți dai seama că postul este de obicei despre cercetarea noastră și despre proslăvirea lui Dumnezeu. Amin? Mai avem două săptămâni de post de rugăciune, dar dorim să, să, ne apropiem de Domnul și să creștem în cunoașterea Lui. Cele patru duminici care ne stau înainte, vom discuta despre patru pași pe care noi ni -i dorim foarte mult ca fiecare om care intră aici să îi experimenteze. Este visul nostru, viziunea noastră pentru oricine. Dar mai important, este viziunea lui Dumnezeu, este visul lui Dumnezeu pentru fiecare om. Este ceea ce mi-aș dori eu cel mai mult, ca fiecare dintre voi să știe, chiar dacă îl trezești la 3 dimineața. Fiindcă așa cum spuneam, cunoaște pe Domnul, găsește libertatea, descopere scopul și fă diferența, este pe scurt într-un limbaj accesibil ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Și totul începe cu cunoașterea Domnului. Nu poți intra să descoperi casa cuiva dacă nu-l cunoști. Decât dacă vrei să sfârșești după gratis. Trebuie să cunoști proprietarul, ca să poți intra să cunoști casa, să vezi care-i treaba. Nu? nu poți să scapi de adicții, de lanțuri de lanțurile care credeai tu că îți conferă libertatea, nu poți scăpa de ele decât dacă îl cunoști pe Domnul, cel care cu adevărat îți conferă independența de toate lucrurile rele care te țineau. După ce îl cunoști pe Domnul, ă, ești eliberat și descoperi scopul. Care este scopul tău? Și asta poate este cea mai mare descoperire din toată viața ta. Să înțelegi pentru ce ai fost creat ce set special de aptitudini ți-a dat ție Dumnezeu. Ca să împlinești scopul pe care El îl are cu viața ta. Și apoi, în final, să faci o diferență. Pentru că întotdeauna vă spun, vindecarea se întâmplă, se realizează în comunitate. Biserica este comunitatea de oameni atât de răniți încât pot vindeca pe alții. N-ați mai văzut-o pe asta, nu? Dar este adevărat. Comunitatea este o adunare de oameni atât de răniți încât pot vindeca pe alții. Oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu, oameni care au descoperit libertatea, oameni care au înțeles care este rolul lor pe pământ și care astăzi fac o diferență în comunitate. Studiile spun că oamenii care sunt implicați în caritate în biserică trăiesc mai mult. Nu știu dacă ați văzut pe Netflix, este un, este un serial, bine, acum ăștia mai tineri n-ai de ce să vă uitați, dar noi ăștia lasă să ne mai uităm. Uh, se numește Secretele Zonelor Albastre. E vorba despre centenarea aia care trăiesc peste 100 de ani. Și a mers regizorul ăsta prin Japonia, prin Italia, prin Spania și a găsit locurile, comunitățile unde oamenii trăiesc mai mult de 100 de ani. Și Dincolo de dietă, de faptul că ei merg foarte uh, mult pe jos, secretul în spatele acestor comunități albastre este faptul că ei sunt conectați unii cu ceilalți. Faptul că ei trăiesc viața în, în comunitate. Credem că Dumnezeu vrea ca și tu să trăiești viața cu scop, dar. Ca timpul limitat pe care îl ai pe acest pământ să poată reverbera undeva în veșnicie. Așa că astăzi spuneți-vă centurile de siguranță că intrăm în pită, cum spune Ardeleanu. Și trebuie să pornim. De la cea mai importantă întrebare dintre toate. Există o întrebare la care neapărat toți de aici trebuie să avem răspunsul. Știți care este întrebarea? Ce contează pentru Dumnezeu? Aia e întrebarea care trebuie să ne intereseze pe toți. Răspunsul acestei întrebări determină direcția noastră în viață, direcția noastră în biserică, direcția noastră în comunitate. Care este cel mai important, ce contează cel mai mult pentru Dumnezeu? Pentru că, vedeți, noi suntem diferiți. Unora dintre noi le place cuvântul. Eu sunt dintre ei, care eu ăștia cred că cuvântul, domne, ăsta este cel mai important lucru. Altora le place cântarea. Alții nu pot vedea decât caritate sau uh, alții sunt făcuți să ajute pe cei săraci sau fiecare cu chemarea lui. De asta fiecare vedem cumva chemarea noastră mai importantă. Ce e important să știm este că timpul și rutina erodează conștientizarea celei mai mari porunci. Și asta este mergeți. Mergeți. Asta le spune ucenicilor. Mergeți. Mergeți și propovăduiți. Mergeți, predicați, cântați, faceți bine. Mergeți. Asta este cel mai important lucru. Dar pentru a ajunge la cei pierduți, tu la rândul tău trebuie să-L cunoști pe Domnul. Nu, te, nu poți ajunge la ei și să le dai ce? Să le spui despre ce? Să-i vezi despre eliberare, dar tu n-ai fost eliberat să, să, despre bogăția Duhului, dar tu nu l-ai experimentat niciodată. Pentru a avea claritate în scop și viziune, cum am spus, avem patru pași clari. Primul este cunoaște pe Domnul. Asta este experiența de duminică. Da? Oamenii pierduți sunt salvați. De asta suntem foarte intenționali cu ceea ce facem aici. Cât durează, ce fel de cântări cântăm, cum predicăm, ce fel de aplicații dăm. Totul este gândit și suntem intenționali cum ne închinăm, cum cântăm mesaje și cum primim și iubim pe oameni. Totul este intențional. Pentru că credem că omul trebuie să vină să îl cunoască, să se întâlnească cu Dumnezeu. Deci ăsta este primul pas când oamenii pierduți sunt salvați. Apoi, a doilea este găsește libertatea. Și despre asta am vorbit sunt grupurile mici. Oamenii care sunt salvați sunt păstoriți. Trăim într-o societate în care fiecare e pe, pe treaba lui. Și oamenii au nevoie să trăiască în comunitate. Oamenii au nevoie să fie păstoriți. Ideea că există un păstor care păstorește sute de oameni este expirată, ca să nu spun altfel. Noi credem că oamenii care s-au maturizat, oamenii care au înțeles, oamenii care au mers o bucată cu Domnul, sunt gata să ajută și pe alții. Poate ai să stai și ai să spui, da, eu de curând, eu nu prea sunt, eu nu prea știu. Hai să spun ceva. Pentru unul care n-a auzit niciodată, tu ești doctor în teologie. Pentru unul care n-a deschis Biblia niciodată. Tu știi mult, fratele meu. Mu, foarte mult. Majoritatea dintre voi ar trebui să primiți diplomă de doctorat la predici pe YouTube. Majoritatea dintre voi. Înseamnă că oricare dintre voi poate să păstorească un om care a venit și l-a cunoscut, l-a întâlnit pe Domnul. După ce gă avem grupuri mici, următorul este, descoperă scopul. Asta este remastart, este inițierea noilor veniți. Și aici oamenii păstori sunt ucenicizați. Oamenii trebuie învățați cum să facă. Pentru că de multe ori când descoperi libertate, ești ca oh, cu un copil la, 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 magazinul de jucării. Oh, și pe care o aleg acum? Asta este, dacă vreți, programul prin care încercăm să îi inițiem pe noi veniți. Oamenii păstori sunt ucenicizați. Și în final, fă o diferență, astea sunt echipele de slujire când ucenicii sunt mobilizați. Aici oamenii care au cunoscut pe Domnul, au experimentat libertatea, au fost unicenicizați, și fac cu adevărat o diferență. Adică își pun în aplicare darul, chemarea pe care au primit-o din partea lui Dumnezeu. Ce este important? Este să înțelegem că claritatea și comunicarea creează cultura. Noi trebuie să avem aceeași minte, aceeași cultură. Oricât de bine am predicat sau am cântat de aici, noi nu putem ajunge la oamenii la care ajungeți voi. Oricât de multă autoritate avem în Duhul, în Cuvânt, în ce vreți voi, noi nu avem autoritate la oamenii peste care aveți voi autoritate. Oamenii care vă ascultă, oamenii care sunt interesați de povestea voastră. Așa că ăștia sunt pașii. Cunoaște pe Domnul. De fapt, ce facem aici? Noi îi ajutăm pe oameni să iasă din Egipt. Pentru că toți am fost robi păcatului în Egipt. Asta înseamnă cunoaște pe Domnul. Apoi următoarea. Dacă vă uitați, găsește libertatea, scoatem Egiptul din ei. Știți este aia, nu? L-ai scos din Egipt, dar Egiptul e greu să iasă, frate. E greu, e greu. E o luptă fantastică. De fapt, găsește libertatea, este, este pasul scoaterii Egiptului din cei care au fost scoși în Egipt. Apoi, în al treilea rând, descoperă scopul, îi ajutăm pe oameni să-și găsească chemarea. Unde dacă nu în biserică trebuie făcut asta? Unde dacă nu în comunitate trebuie făcut asta? Iar apoi, al patrulea, fă diferența, le găsim o echipă care face o diferență veșnică. Cu timpul limitat care îl avem aici, trebuie să fim foarte, foarte practici în ceea ce facem. Așa că duminicile astea patru, înainte de Open House și de începerea anului spiritual, discutăm despre cei patru pași. Astăzi vorbim despre cunoaștere pe... Domnul. Când am deschis eu ochii ca să înțeleg, eram într-o biserică. Eu m-am născut în biserică. Eu provin din, din părinți credincioși care m-au crescut în biserică. Și am încă amintirile cu biserica veche, băncile de lemn scrise cu cheia, Ionel, Metallica, sau desene animate care aminteau de o peșteră. Așa era. Îmi amintesc că mă plictiseam și mă jucam cu ceasul tatălui meu. Știam că n-am voie să vorbesc sau să mă mișc. În generația mea nu prea mergea cu hai te rog, te trec la colț, te duc așa, nu este voie, dragul meu, mai avem 5 minute și plecăm. Atunci se rezolva totul cu șpan. Foarte simplu, generația mea a crescut foarte simplu. Șpanc, simplu. N-aveți cum să mă dați nicăieri, că am spus doar șpanc, n-am spus nimic altceva. Cine știe, înțelege, cine nu, Domnul să-l binecuvinteze. Ha. Știam că n-am voie să vorbești și să mă mișc pentru că eram la biserică. Cu timpul am crescut, am început să înțeleg predicile, dar nu mă interesau. În primul rând erau foarte lungi și se vorbea într-un dialect ciudat, era română, dar foloseau niște termeni pe care eu nu înțelegeam. Și numai eu nu înțelegeam că ceilalți răspundeau cu amin și aleluia. La vârsta aia, nici nu mă interesa prea mult să aud despre durerea lui Iov, despre așteptarea și depresia lui David, despre blândețea lui Moise. La 10-11 ani tu vrei să explorezi, tu vrei să cunoști, tu vrei să înțelegi ce este lumea asta, ce te așteaptă dincolo. Citeam eu acasă Biblia aia pentru copii, aveam niște cărți, era una cu cărți, cu coperți cu, cu albastre dacă mai țineți minte, scris așa cu auriu. Uh, și țin minte că m-am rugat eu, un felul meu, să înțeleg mai mult. În timp am realizat că am crescut într-o familie bună, că făceam parte dintr-o biserică bună, format din oameni credincioși, însă ei nu-mi puteau oferi ceea ce căutam eu. Și am început să caut și am ajuns în locuri în care nu ar fi trebuit să ajung Pentru că nu mă interesau imnurile Nici regulile, nici jargonul Nici măcar validarea comunității Aveam o căutare pe care nu o puteam înțelege O căutare care m-a dus în locuri întunecate Și adânci de parte de biserică De fapt, eu căutam pe Domnul Eu Nu l-am găsit acolo unde îl căutam atunci Pentru că am ajuns să-l caut în alte părți Augustin spunea ceva foarte frumos Spunea dar păcatul meu a fost acesta, că am căutat plăcerea, frumusețea și adevărul, nu la Dumnezeu, ci în mine și în celelalte făpturi create de El, iar căutarea aceasta mi-a adus durere, confuzie și eroare. Mulți de aici înțelegeți ce spun. Durere, confuzie și eroare. Astea sunt lucrurile pe care le descoperi când îl cauți pe Dumnezeu unde n-ar trebui să-L cauți. Și asta este o descriere așa de exactă, precisă a stării în care eram eu. Dar de fapt, omul de la început din Eden a pierdut contactul cu Dumnezeu, am fost alungați afară și atunci omul, tot omul, caută întoarcerea în Eden. Vă spuneam, orice om este închinător. Aseară când am intrat cu soția în Lidl, unul stătea acolo lângă căruțuri și dormea pe jos. Nu i se făcuse rău că mirosea foarte tare. Am înțeles de ce dormea acolo. Și omul ăla este un închinător. Numai că el caută în locuri care i aduc confuzie, durere, nenorocire, caută pe Dumnezeul luminii, pe Dumnezeul adevărului. Toți oamenii au încercat și încearcă și vor încerca să-L cunoască pe Domnul. Așa că primul lucru pe care trebuie să-L înțelegem toți astăzi este cunoaște-L pe El. Pavel vorbea de această căutare a sufletului nostru și spunea și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferinților lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Cuvântul care este folosit de Pavel aici în tot Noul Testament, în Greaca Coine, în care s-a scris Noul Testament, pentru a cunoaște este genosco, care implică mai mult decât cunoașterea intelectuală. Când l-am cunoscut pe Domnul, primul lucru pe care l-am înțeles este că până să-l cunosc pe Domnul, am știut multe despre el. Am crescut în familie de pocăiți. Am știut multe despre el, dar nu l-am cunoscut pe el. Cuvântul folosit aici denotă mai mult decât cunoașterea intelectuală. Eu îl cunoșteam, eu îl cunoșteam despre el. E, e ca și cum mai spune, îl cunosc pe primar. Cunoști despre primar? Ca să îl cunoști pe primar, trebuie să iei masa cu el, să te sun cu el, să te vezi în mod constant cu el, să fii prieten cu el. Asta înseamnă să-l cunoști pe primar. Să cunoști despre primar sau cine este primarul, asta este o altă poveste. Ce implică înțelesul genosco a cunoașterii este cunoașterea intimă a soțului și a soției. Cuvântul folosit pentru a descrie cunoașterea celor doi pentru conceperea unui copil trece însă dincolo de aspectul fizic și vorbește de conexia spirituală. De asta este așa de important să înțelegi că Dumnezeu vrea ca tu să-L cunoști cu adevărat și să-L cunoști profund. Asta trece de cunoașterea intelectuală, despre informații pe care poți să le deții despre Dumnezeu. Pentru că Domnul este singurul care te cunoaște intim, care te știe așa de profundă cât știe tendințele, replicile, slăbiciunile, cât și părțile tare. El este singurul care are cartea vieții tale deschise înaintea lui și știe toate zilele tale pe care le vei avea pe acest pământ. Numărul lor exact. Nu știu dacă înțelege asta, dar asta este realitate. Uh, nu vei găsi niciodată împlinire, scop, sens, nicăieri. Numai El este scopul și împlinirea ta, fiindcă ai fost creat ca să-L cunoști. El te cunoaște mai bine, te știe pe nume, pentru că cine știe numele, te și cunoaște. Uite ce spune Domnul lui Israel. Dar acum așa vorbește Domnul. El care te-a creat, Iacov, el care te-a întocmit, Israel. Nu te teme că ce eu te-am răscumpărat. Spuneți voi restul. Încă o dată. Te-a chemat pe nume, ești a meu. Când vei trece prin ape, voi fi cu tine. Când vei trece prin râul, ele nu te vor răneca, iar când vei umbla prin foc, nu vei fi ars și flacăra nu te va nimici, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău. El își dorește o relație cu tine. El își dorește o relație cu, cu mine. Nu-l interesează un set de reguli. Nu se bucură când amețești după o zi de post. Nu asta e ideea postului. Nu este dat pe spate când citești într-o zi tot Isaia, 66 de capitole. Wow, a citit Isaia, incredibil. Yes. Nu, nu. Asta sunt doar modalități de a-L cunoaște. El vrea o relație personală cu tine. El vrea să-L cunoști, pentru că El te cunoaște pe nume, are toate informațiile despre tine, știe cu adevărat cine ești tu și El își dorește o relație cu tine. Cum reușim să-L cunoaștem? Asta este întrebarea la care trebuie să răspundem astăzi. Primul lucru, fă publică relația ta cu Dumnezeu. Știi ce e asta? Asta e botezul. Trebuie să faci public relația ta. Trebuie să arăți și celorlalți. Dacă nu te-ai botezat încă, aleargă să o faci. Fără botez, ești ca unul care iubești o fată frumoasă, credincioasă, deosebită. Dar nu cer în căsătorie de frică că nu știu dacă ai să poți să fii cum trebuie până la capăt. Ești cam așa. Cam, cam, cam așa este unul care îl iubește pe Domnul, dar nu se botează că nu știe dacă poate împlini totul. Nu? Ăsta este argumentul multora care nu se botează. Domnul știe că eu îl iubesc, dar nu vreau să fac un angajament că mie mi-e frică să-l calc. Ați auzit-o pe asta, nu? Nu, no, hai să vedem ce spune Scriptura. Marcu 16 cu 16. Citiți, cu toții, ce este orange? Iar cine nu va crede, va fi o osândit. Următorul, romani 9 la, 9, 9 la 10, dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin... se ajunge la mântuire prin mărturisirea cu gura. E foarte clar, cunoaște pe Domnul. Pentru asta trebuie să te botezi. Nu este permis să te apropii de, fa de o fată dacă nu este nevasta cu care ai făcut o legământ. Conform Bibliei. Nu este permis să te apropii de o fată dacă nu ai făcut legământ cu ea înaintea lui Dumnezeu. Nu este permis să o cunoști în sensul ghinosco. Nu este permis. Exact așa, mulți vor să-L cunoască pe Domnul, dar stau așa on the side și așteaptă de la distanță, spun, da, da, o să... Da, eu vin la biserică, eu fac tot ceea ce trebuie. Nu-L poți cunoaște cu adevărat pe Domnul dacă nu te botezi. N-ai cum. Asta este o realitate. În ultima vreme tot auzim, nu, nu trebuie să te... Nu mai să crezi. Serios? Păi de ce s-o mai obosit să mai scrie acolo? De ce sunt oameni care au suferit? Care au fost dați afară, de care s-a divorțat, care au fost persecutați pentru că s-au botezat. De ce oare? De ce oare credeți? Pentru că în cunoașterea Domnului intră și legământul botezului. Așa că dacă nu ai făcut încă legământul botezului, ăsta este momentul tău. Apoi, avem niște instrumente pe care ne le le-a lăsat Dumnezeu, pe care trebuie să le folosim zilnic. Asta este experiența de închinare. Biblia citită și ca devoțional, dar și în ordine, după un plan. Cămăruța ta este rugăciunea ta privată. Trebuie să ai un loc, un spațiu, undeva în care să ținați glasul către Dumnezeu și acolo să aveți starea aia de vorbă. Cum are un soț cu soția lui. Cum are un tată cu fiul lui sau cu fica lui. O stare de vorbă aia este rugăciunea în cămăruță și apoi, evident, rugăciunea la biserică sau cu grupurile. Astea sunt modalități prin care noi îl cunoaștem pe Domnul. Iar, în final, una care este cumva sora, dar e sora vitregă, pentru că așa o tratează mulți, mai ales după pandemie și după uh, online-uri, la pandemie, participă regulat la închinarea săptămânală într-o biserică locală. Știm că e foarte, știm foarte clar că cineva se îndepărtează de Domnul în momentul când nu mai vedem la biserică. Că nimeni nu stă acasă și se sfințește. Mai auziți pe aia, oamenii nu trebuie să vin la biserică să, să, să am o relație cu Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu. Mm. Serios? Aici noi, în biserică, avem Duhul în Fieri, Aici oamenii se simt iubiți. De aceea îmi place, iubesc să mi se spună Haidem la casa Domnului. De aceea nu pot să stau duminică dimineața acasă când comunitatea se adună aici. Unii spun, nu trebuie să fii la biserică să fii creștin. E drept că venitul aici nu te salvează. E drept că unii sunt bolnavi și nu pot ajunge, sunt uh, acasă, le știe Domnul inima, dar dacă cineva nu are această dorință să vină aici cu sfinții și preferă să rămână acasă, omul ăla are o problemă serioasă. Dacă nu vibrezi și nu vrei să fii aici, împreună cu sfinții, cum poți să-și dorești să fii acolo în veșnicie cu ei? Dacă nu experimentezi bucuria părtășii de aici, de pe pământ, ce te face să crezi că acolo în cer îți va place să stai în prezența sfinților? Pentru că știi ce se întâmplă? Aici, pe pământ, noi ne pregătim pentru cer. Fiindcă știi cât îți trebuie să-L cunoști pe Domnul? Îți trebuie veșnicie. Nu există un curs, un doctorat pe care mai fac patru ani și l-am cunoscut complet pe Domnul. Nu există așa ceva. Trebuie să-l cunoști o veșnicie. În rugăciunea lui de mare preot, Hristos a spus, de fapt, ce este viața veșnică. Ascultați cu atenție. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. De fapt, viața veșnică este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Wow! Un proverb chinezesc spune îți trebuie un sac de sare ca să cunoști o persoană. Nu? De asta mâncarea chinezească e așa de sărată. Și unele căsnicii ajung saline. Da? Că sare să mănâncă un pic cu un pic, nu se toarnă sacul. Dar oare câtă sare trebuie să mâncăm ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Puteți să vă dați cu părerea? Pavel spunea: Și să-l cunosc pe el. Păi, Pavel, tu nu-l cunoști pe el? Când a scris Pavel versetele acestea, și să-l cunosc pe el, oare nu-l cunoștea Pavel? Păi a scris majoritatea Noului Testament, scris de mâna lui, sau dacă nu, Luca, care era ucenicul lui. Cum tu nu-l cunoști? Îl cunosc în parte. Dar îmi doresc să-l cunosc mai mult. Cunoașterea Domnului nu se termină la o vârstă sau o gradoare gata, ai terminat, am, am, absolvit cunoașterea Domnului. Nu, nu, este, este o chestiune continuă. C.S. lui spunea că descoperirea lui Dumnezeu e ca un copilaș cu o găletușă în fața oceanului. El cunoaște din Dumnezeu cât apă a luat din vastul, vastul ocean. Gălețile unora sunt mai mici ca altora. De obicei, aia cu gălețile mici sunt supărăcioși și orgolioși. Ea, cu gălețile foarte mici. Sunt foarte orgolioși și foarte supărăcioși. Iisus ne spune că viața veșnică nu este stat pe nori și cântat la arfă. Unii de voi asta crede. Asta cred unii dintre voi. Bă, muncim acum că nu-i în cer. Din contra. Din contra. Din contra. Acolo... Viața veșnică, ne spune Hristos, este despre descoperirea continuă a lui Dumnezeu. Mie îmi plac foarte mult documentarile și cărțile istorice, pentru că îmi place să descoper lucruri noi. Știu că și tu ești la fel. No, Imaginează-ți o veșnicie în care descoperi în mod constant ceva nou despre Dumnezeu. Wow! Asta este viața veșnică, oameni buni. Pentru că dacă am stat de acum până mâine să vorbim despre atributele lui, nu ne-ar ajunge timpul, am avea nevoie și de poi mâine. Am avea nevoie și de luna viitoare, de anul viitor. El este tată, este păzitor, este Dumnezeu, este alfa și omega, începutul și sfârșitul. El este păstrătorul creației, toate le are în mâna lui, arhitectul universului, managerul tuturor timpurilor. Întotdeauna a fost, este și va fi nemișcat, neschimbat, neînvins niciodată, niciodată anulat. El a fost lovit, dar a adus vindecare. A fost trăpuns, dar a atenuat durerea. A fost persecutat și a adus libertatea. A fost mort, dar ne-a dat viața tuturor. A înviat și el este cel care aduce putere. El domnește și aduce pace. Lumea nu-l poate înțelege. Armatele nu-l pot învinge, școlile nu-l pot explica, conducătorii însă nu-l pot ignora. Irod nu l-a putut învinge, fariseii nu l-au putut prinde cu șmecherile lui, oamenii nu l-au putut ține, nici Nero nu l-a putut zdrobi, nici Hitler nu l-a putut reduce la, la tăcere. New Age-ul nu-l poate înlocui și ateii nu-l pot explica. Întrebarea este dacă îl cunoști tu. Nu dacă cunoști despre el. Întrebarea este dacă îl cunoști tu cu adevărat. El este lumină, iubire, el este Domn. El este gingășie, blândețe, este drept, sfânt, puternic, curat. Căile lui sunt drepte, cuvântul lui este veșnic, voința lui este neschimbată și mintea lui este mai mult decât putem noi înțelege. El este Mântuitorul meu și Salvatorul meu. El este cel care îmi dă viață, El este călăuză, El este pacea, El este bucuria, El este mângâierea, El este Domnul care îți stăpânește viața. Întrebarea este dacă îl cunoști tu cu adevărat pe El. Dacă îl știi tu pe acest Dumnezeu pe care mintea noastră nu-L poate înțelege. Pavel spunea că te poți uita la creație ca să-L cunoști. Asta spunea Pavel, nu în romani, vă rog, zice, când se uită cu luare aminte la lucrurile pe care El le-a creat, când te uiți la asta, poți învăța despre Dumnezeu. Și astăzi vreau să-L vedem cât de mare este El cu adevărat. Să încercăm să vedem că subiectul nu poate fi dezbătut în câteva minute. Pavel spune dacă ne uităm la, la creație. Hai să vedem cum se compară pământul nostru cu alte stele. Hai să vedem prima, dacă vedem, fiți atenți aici, asta este, de fapt, calea lacteei, asta este galaxia noastră. Și ăsta mare de aici, îl iubim iarna și îl în vara. Ăsta e soarele. Atât de mare este soarele. Dacă nu vedeți, astea mici de aici, astea sunt tot restul planetelor. Care credeți că e pământul din astea? Vedeți ceva aici? Nu e niciunul dintre astea mare albastre, nu, nu. Nu. Pământul e ăsta. Îl vedeți? Nu l vedeți? Atât ai pământul pe lângă soare. Hai să vedem ce altă imagine, și mai evidentă. Uf. Soarele, Jupiter, Saturn, Uranus, noi suntem în bilă asta albastră aici, suntem undeva. Aha. Tu cu toate îngrijorările pentru săptămâna viitoare, când începi școala, de acolo, ești, în punctul ăla ești, albastru. Uite, uite acolo. În punctul albastru, la etajul 3. Acolo, acolo ești tu. Asta numai e în galaxia noastră. Că dacă mergem în celelalte galaxii să vedem, ia să vedem. Deci ăsta este pământ, celul nostru, în comparație cu soarele. Uitați-l aici, uitați-l. Ăsta e soarele, uitați-l ce diferență puh, enormă. Și dacă mergem în celelalte galaxii, câte ori fi, nu știu nici ei. Tot dau cu miliardele, cum dau cu crearea Pământului. A fost creat cu miliarde și miliarde și miliarde de ani. Băi, câte galaxii sunt? Nu știu. Dar totuși au ajuns în alte galaxii și au văzut alte planete și alte stele. Și ăsta cu Sun vine de la Sun adică de la soare. Și este un punct aici, nici nu se vede. nu poate fi văzut cu ochii liberi. E aici un punct, aici ce este un punct. Da? Credeți-mă pe cuvânt. Și după asta e Sirius, care nici asta nu se poate vedea. Pollux, încep să mai vezi Arcturus, Rigel, Betelgeuse, Antares. Și asta e soarele care nu se poate vedea. Pământul nu avem cum să-l reprezentăm, să înțelegem acum care e diferența între pământ, de exemplu, și Antares? Și astea nu, sunt numai cele care au fost văzute de ei. De oamenii de știință cu benocurile la margini. Fiți atenți ce spune Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți? Și ce loc mi-ați putea, voi da, ca locuință. Ceea ce nu s-a văzut acolo e că între planetele și stele este un spațiu imens. Vast. Sunt 280.000 de mile până la lună numai. Care e cea mai aproape. Vas, spațiu vast. Dumnezeu spune Pământul ăsta. Pentru care voi vă îngrijorați? Etajul 3, ușa de pe dreapta, este scaunul pe care îmi pun eu picioarele. Asta în, în sensul cât de mic este pământul în comparație cu Creatorul nostru. Care de aici ați reușit să vedeți sau să urcați toți munții de pe pământul ăsta? Nimeni. Știu sigur că nimeni. Nimeni. Deci, care de aici ați reușit să vedeți toate râurile? Să vă scăldați în toate oceanele. Nimeni, nimeni. Cu alte cuvinte, nici pământul ăsta mic și în film albastru n-am reușit să-l vedem. Și Dumnezeu, foarte interesant, tot în Isaia 66 arată care este scopul lui de fapt. Cu toată creația asta magnifică, extraordinară, poți să să-ți dai seama ce măreț ești când te uiți acolo. Zici, wow, ce măreț este Domnul. Și totuși scopul lui... Dați-mă vine ce vă spun. Este o relație cu tine. ăsta e scopul lui. De unde știm? Continuăm. Toate aceste lucruri, doar mâna mea le-a făcut. Și toate și-au căpătat astfel știința, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile. Spre cel ce suferă și are Duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. De fapt, Dorința lui este ca tu să-l cunoști pe El. Pentru că El deja te știe pe tine. Te știe pe nume. El nu te va părăsi niciodată. Nu te va lăsa de izbeliște, nu te va induce în eroare, nu te va uita, nu te va trece cu vederea, nu te va anula, niciodată nu va șterge numele tău din Cartea Vieții. De fapt, când cad, El este singurul care mă ridică. De fapt, când alții mă vorbesc de rău, el este singurul care mă vorbește de mine. De fapt, când eu ieșuez, el mă iartă, când sunt slab, el este puternic, când sunt pierdut, el este calea, când îmi este frică, el este curajul meu. Când mă poticnesc, el mă susține, când sunt rănit, el mă vindecă, când mi-e foame, îmi dă să mănânc. Când mă confrunt cu încercările, el este acolo primul care mă liniștește și mă mângâie când mă confrunt cu pierderea, El mă asigură. Și când mă voi confrunta cu moartea, El mă va purta pe brațele Lui acasă. Pentru că El este Domnul nostru. El este în control și toate lucrurile sunt ale Lui. Și ce bine este de sufletul celui ce o cunoaște. Ce mângâiere extraordinară avem în cuvintele Lui. Și astăzi, atenție, marele creator, Dumnezeul la tot puternic, mintea pe care nu o poate cuprinde nimeni, vrea să stea la masă cu noi. Azi, acum, aici, el asta își dorește. Imaginează-ți omul pe care tu îl stimezi cel mai mult pe acest pământ. Poate să fie un lider, poate să fie un scriitor, ce vrei tu. Și imaginează-ți că te sună și spune, vreau neapărat să petrec timp cu tine. Mâine vreau să stau la masă cu tine. Cum te simți? Omul pe care îl cel mai mult, care îl consideri cel mai wow, îți dă un telefon și spune, mâine vin special, vreau să te ascult, vreau să te văd, vreau să te cunosc, mi-am dorit mult să mănânc cu tine. Și asta spune Hristos Biserici. Asta spune Hristos ție personal. Da, vreau să mănânc cu tine, și cu tine, și cu tine, și cu tine, vreau să mănânc cu tine. Te cunosc pe nume. Te cunosc pe nume. Mi-am dorit mult să-L cunosc pe, să, să mănânc această mâncare cu tine. El vrea, de fapt, să-L cunoști. Azi este ziua tatălui meu. Acum patru ani eram cu el prin oraș. Îl scosisem la... la lunch. Am vrut să scol la micul dejun, dar n-am ajuns mai devreme. Și când eram cu el la masă, am primit telefonul acela teribil. Că în curtea lor a avut un accident teribil și Amelia a trecut la Domnul. Azi sunt patru ani. De când? Pe la ora asta. Nepoțica mea, Ami, a fost premiată în cer. Și mulțumesc Domnului pentru cum s-a îndurat de Georgiana, de Ionuț, cum i-a întărit, i-a crescut, i-a ridicat și ca semn că el este în control. Le-a dat în dar pe Samira și pe Ianis. Ei n-au venit în locul oameni, ea este unică, este acolo și ne așteaptă. Și mă gândeam iar la rugăciune când eram aici, mă gândeam că Cerul este atât mai prețios pentru mine pentru că ea este acolo. Pe noi cei care am cunoscut-o să arup ceva din noi, este acolo. Cerul e atât de prețios pentru mine pentru că ea este acolo și ea... În timp ce mă rugam, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus. O mulțime de oameni văd pământul ca lucrul cel mai important. Pentru că cel mai prețios este aici, pe pământ. Dar dacă Isus Mântuitorul, vindecătorul zdrobit, care și-a dat viața pentru tine, este acolo, în cer, oare nu acolo trebuie să fie lucrul cel mai prețios? Oare nu lucrul cel mai prețios al nostru este acolo, în cer? Întreb și eu, întreb și eu. Mă uitam la documentarul cu Apollo 13, cei care au fost gata să moară acolo, în drumul spre lună, și povesteau piloții aceia când și-au dat seama că nu mai au energie și nu, nu mai ajung înapoi pe Pământ. Pământul era la 180.000 de mile când au, au înconjurat luna, au zis sau am văzut un punct albastru, ne-am dat seama că e Pământul și zice, ne-am dat seama că singurul loc pentru noi era acolo pentru că era acolo familia noastră. Și am zis, asta nu e pentru noi. Singurul loc pentru noi, bulina aia albastră? Păi ar trebui tot să plecăm, să ne vedem de treburile noastre. Gata, trăiți viața, că nu mai punctul albastru? 70 de ani? Ai nimic. Și creatorul întreg universului s-a coborât în inima mea și mi-a spus să vă transmit asta, că cei mai depreții e acolo. Și că planul lui este desăvârșit și ce bine că ne mai ia ce avem valoare și ne mai duce acolo ca să te gândești cu bucurie că vine el și hai să spun ceva, un semn mic, îți dau acum ceva din casă, ascultă-mă bine, dacă nu simți un fior când auzi că vine Domnul din nou, dacă nu-ți dorești și nu-ți e dor cu adevărat de el, ai o problemă, trebuie să te pocăiești, tu nu cunoști pe Domnul. Pentru că dacă ai cunoscut bogăția, strălucirea, bunătatea, atotputernicia, Suveranitatea lui nu-ți dorești decât pe Domnul. Restul sunt secundare. Și El astăzi vine și spune: Te cunosc pe nume, vreau o relație cu tine, te iubesc cu toate junghiurile tale, cu spiritul tău critic, cu toate minciunile tale, cu toată fațada ta, eu te iubesc și vreau să te transform. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Ne pregătim să cântăm. Nu vrem să rămânem doar cu cuvintele și doar cu cunoștința despre El, ci vreau să facem niște pași ai credinței astăzi. Știu, avem multe lucruri de făcut, este și cina, știu, dar vreau să avem un moment pentru suflet. Vom începe să cântăm dacă, dacă te-ai decis și vrei să-L cunoști cu adevărat, dacă, dacă până acum ai știut numai despre El, dar de acum vrei să cunoști, să-L cunoști pe El cu adevărat. În timp ce biserica cântă și se roagă, poți veni aici în față și noi, slujitorii, vor veni aici, se, ne vom pregăti să dăm cina, dar înainte de asta vrem să avem un timp de rugăciune. Poți să vii aici în față să ne rugăm pentru tine. Noi suntem doar oameni, dar când noi ne punem mâinile prin autoritatea Duhului Sfânt, Dumnezeu pune mâna pe tine. Și Dumnezeu este cel care îți schimbă... Îți schimbă tot viitorul astăzi, acum, aici, prin decizia de a-l cunoaște, prin decizia pe care o iei știind și înțelegând că El este Domnul, suveran, Creatorul, Atotputernic. Pământul este așternutul picioarelor. Și spune, în toată vastitatea asta de Univers, cel mai prețios pentru mine ești tu. Pentru că pentru tine am dat pe singurul meu fiu. Singurul meu fiu, cel mai prețios, prin puterea lui se, ține, se țineau toate lucrurile. Și el a venit să moară pentru păcatul tău. O, Doamne, îți mulțumim, te binecuvântăm și înalțăm numele tău.